profesori din universități, dar nu numai, și din licee, sunt practic copleșiți de criterii, de norme, de regulamente care nu le aparțin. Nu văd în viitorul apropiat un exercițiu coerent de metamorfoză reală a învățământului românesc. Studenții caută și mi se pare mie că găsesc tot mai greu un copac bătrân care să-i impresioneze. Reformarea învățământului românesc a început în modernitate, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza fiind un vis al pașoptiștilor și în timpul ministeriatului lui Spiru Harăt de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În legea promulgată în 5 decembrie 1864 de Domnul Unirii, se prevedea pentru prima dată învățământ obligatoriu de 4 ani pentru ciclul primar, în care trebuiau să fie înscriși toți copiii de 8-12 ani. Tot în perioada domniei lui Cuza Vodă au apărut și primele universități românești, la Iași în 1860 și la București în 1864. Reformele matematicianului Spiru Harăt, cu un doctorat la Sorbona, instituie învățământul secundar de 8 clase împărțit în ciclul inferior și cel superior, acesta din urmă fiind orientat în 3 secțiuni, clasic, modern și real. Acest ministru providențial a privit școala ca o sursă a progresului social, cultural și economic, iar învățământul primar a devenit o prioritate, promovând metoda activă de învățare prin introducerea lecțiilor practice în cadrul unor discipline ca geografia și științele naturii, utilizarea excursiilor și a introdus în premieră în școala primară rurală orele de agricultură. Spiru Harăt a avut această capacitate de a identifica nevoia în momentul respectiv, pentru că, într-adevăr, învățământul primar era gratuit și obligatoriu de la reforma lui Cuza, dar nu exista posibilitatea acestuia, nu aveau profesori și atunci el a intervenit exact pe aceste nevoi, pe construcția de blocașuri de școală și pe pregătirea învățătorilor. În concepția lui, învățătorul trebuia să fie omul care să învețe copiii carte, dar să fie și un exemplu pentru întregul sat. Haretismul este un curent care avea ca obiectiv ridicarea socială și culturală a lumii satului, în care învățătorii și profesorii aveau o misiune extraordinar de importantă în comunitate, iar rolul lor nu se limita la sălile de clasă. În unele sate din România se mai păstrează școli model Spiru Harăt, în altele nu. Primul corp de școală în satul Prăcovaci a fost acea școală veche după proiectul inițiat de Spiru Harăt, școală care din păcate se afla pe locul unde noi acum vorbim și care după căderea regimului comunist, în acea euforie care a cuprins mai pe toată lumea, s-a luat decizia să se dărâme, deși acel corp de clădire era, după părerea mea, foarte trainic și mai ales foarte important să fie păstrat, să zic, pentru înființarea unui muzeu al tradițiilor locale sau să-i se dea altă destinație. Din păcate, acel corp de clădire nu este în acest moment decât istorie. Un continuator al spiritului haretian a fost și profesorul Ion Ionu, cu studii la Geneva, care a întemeiat la Bădeni, lângă Hârlău, în condiții de război, o școală normală pentru învățătoare și învățători. Până în 1920 a funcționat ca școală primară,
Iar apoi, din 1920, ea a funcționat ca școală normală mixtă. În curtea școlii Bădeni, unde actualmente este o magazie de materiale, a fost clădirea școlii. Locul unde ne aflăm este cu o încărcătură istorică, este o școală tip Spirul Haret. Prima școală din Scobinți construită tip Spirul Haret în anul 1892. Au fost înscriși în ea 94 de copii. De-a lungul timpului s-au perindat mulți învățători, iar din anul 1937, soții Hatmanu, Ștefan și Maura, fiind absolvenți ai școlii normale Vasile Lupu din Iași, au fost repartizați la Scobinți. Au venit aici și cu ajutorul preotului Ștefan Bogdan și al boierului Barbu, pe vechea construcție Spirul Haret, au refăcut o școală tot tip Spirul Haret. Acolo ei au locuit într-o cameră, o cameră mare, cum sunt școlile Spirul Haret. Aveau sala de clasă și camera de locuit. Chiar în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a fost înființată la Iași școala de fete Oltea Doamna, astăzi Colegiul Național Mihai Eminescu, care a promovat mereu performanța și standardele ridicate în actul de instruire și educație, numeroase personalități ale culturii noastre absolvind această prestigioasă instituție de învățământ. Această tradiție este un tezaur sacru și pentru dascălii de astăzi. Este o școală cu o istorie fascinantă, care a pornit în 1865 la un colectiv extrem de redus de eleve. Erau doar 12 elevi care au început școala în ianuarie 1865. În timp, lucrurile au evoluat foarte mult. A fost o metamorfoză întreagă evoluția acestei școli, până când, la începutul secolului 20, a devenit Liceul de Fete Oltea Doamna, care s-a consacrat ca una dintre cele mai bune, cele mai valoroase școli de fete din România. Foarte multe personalități feminine au amprentat viața socială, culturală, științifică a României. Elevi plecate din acest mediu, pot să spun academic, o școală cu valori extrem de bine conturate și atent cultivate și de asemenea cu o viziune despre educație, viziune pe care o datorăm în mare parte unei personalități celebre și anume directoarei Tereza Strătilescu, care a păstorit această școală aproape 3 decenii și care în documentele pe care le-am găsit vorbește despre un crez al educației, de la fel de actual și în zilele noastre. Învățământul românesc, normal că se transformă cu bune și cu rele, cu bune și cu rele. Cred că mai degrabă suntem înclinați să vedem relele și pentru asta ne plângem mereu. E mult mai greu să vezi lucrurile bune, dar lucrurile bune sunt. Dacă nu ar fi nevoie de o regândire cu fiecare etapă a rostului învățării, a învățăturii, atunci ai spune că nu trebuie să reformezi. Dar școala are un mare rol și de aceea trebuie să se adapteze vremurilor. Trebuie să se adapteze eroilor ei. Trebuie să se adapteze celor care trebuie să facă într-adevăr la rândul lor istorie. Prin urmare, ceea ce se întâmplă în zilele noastre nu este o noutate. Cine va mai îmbrățișa cariera de profesor? Cine va mai considera că această profesie este nobilă în momentul în care noi suntem înjosiți, noi suntem considerați ceva de genul bugetar, sunteți prea mulți, sunteți inferiori nouă judecătorilor, medicilor, voi nu meritați mai mult pentru că voi faceți 6 ore pe zi, invit un
oricine alt pe altcineva să vină să facă 6 ore la 6 clase diferite, da? Noi avem cultură, în primul rând, noi transmitem valori, nu doar că instruim elevii, ci și educăm, îi civilizăm, nu putem trece nepăsători pe lângă elevi care încalcă regulile. De ce este necesară școala? Va fi necesară întotdeauna, a existat din Mesopotamia, din mileniul 4 înainte de Hristos și va exista dintotdeauna. Nu știu dacă învățământul e pe calea cea bună. Școala are nevoie de școală. Foarte mulți profesori ar dori să facă școală, să se racordeze direct la niște elevi care așteaptă niște lucruri. Ori de multe ori se întâmplă ca profesorii să vină în fața elevilor cu niște lucruri pe care sunt obligați să le facă. Și atunci se creează o discrepanță, să spunem așa, nedorită și artificială între profesori și elevi. În ce lume vor trăi ei? Pentru ce educăm noi astăzi? Trebuie să știm care este viitorul. Tot timpul se blamează generația actuală. Tinerii din ziua de azi nu sunt nici mai buni și nici mai răi. Sunt la fel ca noi, iubesc, trăiesc, muncesc la fel de mult, se întreabă în legătură cu sensul vieții, cu problemele care îi frământă. Sunt probleme existențiale cu care se confruntă la vârsta adolescenței. Sunt la fel ca noi în fond. Dacă înainte spuneam că a fi elev la Oltea Doamna înseamnă o nobilare a familiei prin prezența unui tânăr să studieze în această școală, acum aș spune că este de fapt o etapă în care colegiul Mihai Eminescu pregătește elevul pentru intrarea în viață și pregătește pentru opțiunea pentru o carieră. Învățământ de performanță se face și la Colegiul Ștefan cel Mare din Hârlău. Printre prioritățile noastre sunt încercarea de a motiva copiii astfel încât să știe că ei învață pentru ei, pentru reușita lor, pentru a-și crea un scop în viață. Noi suntem un colegiu național la bază liceu teoretic, pregătim copiii pentru facultățile, pentru a-și continua studiile superioare. Le-am pus la dispoziție acum câțiva ani și proiecte europene, am fost plecați și în alte țări, am avut proiecte Erasmus, inclusiv noi ca școală coordonatoare. Au ajuns o parte dintre ei chiar și în Uganda, în Africa. Am încercat să deschidem orizontul, astfel încât când vor merge și la facultate să-și continue studiile, să știe de aceste burse Erasmus, să fie mai încrezători și să încerce să, și acolo să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul pe care îl vor alege. Și de asemenea, și acesta este un lucru foarte important. Ne dorim ca copiii noștri să hotărască foarte bine ce anume își doresc să facă, să nu ajungă să continue studiile și după aceea, după ce termină facultatea, de exemplu, să se angajeze într-un domeniu pe care nu s-au pregătit. Acei ani de studiu ar fi ani pierduți din viață. Încă nu știm să lucrăm sau să tranșăm între cantitate și calitate. Încă tinerii de astăzi, cel puțin copiii și în învățământul secundar, încă au enorm de multe ore, încă se duc la școală cu niște bolovani de ghiozdane, încă se merge pe un învățământ din acesta de asimilare, de memorie și mai puțin de creare și dezvoltare a unor capacități de gândire autonomă și un discernământ critic care trebuie obligatoriu format. Aici nu s-a găsit încă o soluție între cele două, sau în liceele mari, în liceele de prestigiu, profesorii cei mai cotați sunt setați pe olimpiade, pe concursuri, îi interesează performanța în primul rând pentru ei înșiși, că asta e o formă de promovare și de reprezentare de sine la superlativ. Cumva firească. Cumva firească, până la un punct firească. Dar sunt clase, sunt licee în care totul e focusat în acest sens, iar ceilalți, turma aproape, rămâne de izbeliște, rămâne în urmă.
În timpul comunismului s-a pus accent deosebit pe liceele industriale și școlile profesionale de pe lângă mari uzine și combinate. Cum sectorul industrial a intrat în criză după 1990, s-a impus reprofilarea acestor unități de învățământ pentru a răspunde provocărilor de pe piața muncii de astăzi. Școala noastră a fost înființată din anul 1894 de către regele Carol I. A fost doar pe profil mecanic în perioada respectivă. Ulterior, în anul 1974, liceul nostru a devenit liceu industrial Nicolina, cu aceleași specializări din sfera mecanicii. Dar din 2013, liceul nostru s-a unit cu alte două licee de prestigiu din Iași. Și aici amintim pe liceul Ștefan Procopiu cu profil metalurgic și liceul CUG. Mecatronica înglobează mecanica, înglobează electronica și, de ce nu, anumite secțiuni din informatică. Zicem noi că pregătim tineri pentru un viitor cert, se vede clar care este ținta spre o modernizare totală. Și zicem noi că tinerii noștri, când părăsesc băncile școlii, sunt absolut pregătiți pentru a întâmpina și a se descurca, deci nu, în sfera chiar și internațională pe piața muncii. Bine ați venit la Liceul Tehnologic din Hârlău, o instituție inaugurată în anul 1995. S-a desprins din fostul liceu industrial Hârlău ca urmare a cerințelor elevilor gimnaziști și a părinților pentru a studia meserii care erau cerute atunci pe piața muncii. Am pășit timid cu un număr de 16 clase cu 4 domenii de pregătire. A urmat o etapă de dezvoltare a instituției noastre, s-a lărgit paleta meseriilor și a domeniilor. Avem un număr de 6 domenii: industrie alimentară, alimentație publică, industrie textilă, mecanică, construcții și prelucrarea lemnului. Pe viitor, probabil, vom merge mai mult către nivelul 4 și nivelul 5 de pregătire pe aceleași domenii, ca să spunem. Este un bacalaureat general deocamdată. La noi prima promoție de învățământ liceal a fost în 2008. În 2011-2012 a fost anul cu populația școlară cea mai mare, am avut peste 1100 de elevi. Ca și promovabilitate, începând din anul 2011-2012, a fost un 50%. În acest an școlar, datorită faptului că am beneficiat și de un proiect european, ROZE, care a constat în pregătirea elevilor pentru obiectele, disciplinele la care au dat bacalaureat, am avut o promovabilitate de 67%. Spun eu destul de mulțumitor pentru faptul că ținem cont că la noi vin elevi cu evaluarea națională, cu medii mici, chiar foarte mici. O provocare ar fi învățământul dual. Am vrea să găsim acei operatori și agenți economici care sunt capabili să ne susțină în activitatea didactică pentru a forma elevii prin învățământul dual, un parteneriat cu școli similare din Uniunea Europeană pentru a face un schimb de experiență cu școli similare pentru a observa și a putea vedea ce competențe au elevii care se pregătesc în aceleași domenii sau să fie elevi de aceeași vârstă. Am mai avut un parteneriat cu Portugalia, unde am avut elevi pregătiți în domeniul turism și alimentație, care au făcut un schimb de experiență și a fost foarte benefic atât pentru cadrele didactice, cât și pentru ele. După cum se știe, în societatea românească de astăzi, consumul de droguri a devenit o problemă. Dacă pentru învățământul superior se mizează pe discernământul tinerilor care au trecut de vârsta de 18 ani, în liceele din România acest pericol poate fi o mare problemă. E oare o temere reală? Este o problemă, e un lucru recunoscut, să spunem, am văzut la toate nivelurile. Acum n-aș spune că, de exemplu, eu în școala mea sau în experiența mea m-am confruntat cu această problemă în mod direct. În școală există anumite pârghii prin care lucrurile pot fi controlate.
Problema este dincolo de școală, în tot felul de grupuri, la petreceri. Sunt probleme de la vârste din ce în ce mai mici și atunci e clar că această colaborare între școală și familie trebuie să existe. Explozia tehnologică și mijloacele de comunicare de ultimă generație sunt atribute ale postmodernității. Care ar fi formula optimă de folosire a acestora în învățământul preuniversitar? Nu putem să ne întoarcem la sfârșit de secol XIX, telefoanele și toate mijloacele acestea de comunicare, instrumentele acestea pot fi folosite până la urmă în sensul bun al cuvântului. Copilul trebuie să învețe să selecteze acea informație de care are nevoie. Au acces la acestea de la o vârstă la care nu au cum să știe să selecteze ceea ce îi folosește la vârsta respectivă și atunci se creează tot felul de situații care îi afectează, să spunem, un anumit echilibru în dezvoltare. În cele 3 decenii și jumătate de după căderea comunismului, au apărut noi provocări pentru învățământul românesc și îndeosebi după ce România a intrat în Uniunea Europeană. Sunt niște comandamente specifice și învățământul românesc trebuie să țină pasul cu cel european. Nu se poate vorbi despre azi pentru mâine, fără ieri pentru azi sau azi fără ieri, dar nu se poate fără. Oricât am vrea să trecem peste unele lucruri, ele sunt acolo, cărămizi mai strâmbe, mai diforme, mai colorate, dar există. Ați pomenit de perioada energiilor interbelice. Sigur, aia pare a fi fost pe multe planuri. Perioada fastă în cultura română. Dar din punct de vedere al învățământului de masă, nu a fost chiar așa. Atunci au fost vârfurile acelea care au strălucit și la noi în țară și în străinătate, dar învățământul de masă era destul de puțin și de rudimentar dezvoltat. Cu asta a venit comunismul, cu bune și cu rele, dar este tendința actualmente de a trage mai mult spre cele rele, pentru că le contextualizăm într-o cu totul altă lumină astăzi. Dar învățământul în perioada aceea a avut într-adevăr foarte multe dimensiuni bune și chiar de racordare la un anumit nivel de învățământ european, cel puțin universitar. Eu îmi amintesc în cei 4 ani de facultate, 4 erau din fericire pe atunci. Lucram, discutam despre cărți apărute recent în vest, eram la curent cu structuralismul, cu toate curentele care se predau și în universitățile franceze și generale europene. Deci cel puțin la capitolul ăsta, chiar dacă era foarte dificilă sursa de informație directă, accesul la sursă, dar fiecare dintre profesori sau colegi care reușea să pună mâna pe o carte era după aceea difuzată în general printre toți cei interesați. Există niște elemente de continuitate. Indiferent de schimbările politice de regim, universitatea este aceeași, studenții sunt aceiași, profesorii se mai schimbă pentru că fac și ei câteodată o vârstă, se pensionează și câteodată sunt chemați dincolo. Dar problemele sunt cam aceleași dintotdeauna. Ne-am prins învățământul dinainte de 89, dinainte erei noastre, cum spune fiica mea, dar am prins și timpurile de schimbare și putem privi cumva comparativ. De obicei, învățământul este văzut de azi către ieri. Comparația este dintre astăzi și ieri. Nimeni nu se gândește la ce o să fie în continuare. Ori cred că este greșit pusă problema azi-ieri, mai degrabă gândim de astăzi către mâine. Și cred că pentru a vedea această relație, mai întâi trebuie să ne gândim la astăzi și nu la mâine. Ori eu cred că lipsește învățământului de astăzi o aură. Nu-i lipsesc resursele, sau în fine, resursele sunt câte sunt. Dar ceea ce lipsește este o aură. Nu mai este văzut nici de către tineri, nici de către profesori, ca fiind ceva excepțional în viața cuiva. Asta lipsește. Dacă putem vorbi despre un învățământ de mâine, asta ar trebui recuperat, cred.
și anume caracterul excepțional al școlii în viața unui tânăr. În primul rând, școala ar trebui să te învețe să te autoformezi, să te învețe autodisciplina, să te învețe să-ți inducă, să-ți instileze un anumit ideal de viață. Exemplul cel mai bun este cât de puțin citim astăzi. Asta arată cel mai bine natura școlii, așa cum s-a format ea după anii 70 la noi. Faptul că individul nu este tentat să citească toată viața. Până la urmă, faptul că suntem poporul care citim cel mai puțin din Europa arată consecințele acestui proiect, care a fost la un moment dat foarte lăudat de altminteri, pentru că se credea că toți vom deveni o nație de strungari, o nație de oameni industrioși, care va putea susține marile proiecte de industrializare a României. Nici în liceu n-aș putea spune că am suferit foarte mult. Ba chiar aș spune că în felul lui, așa cum fusese gândit învățământul secundar în perioada aceea, era cumva mai organic conceput, era mai logic, în felul lui, repet, în logica respectivă, comunistă, dar era mai bine articulat, închegat, decât ceea ce s-a petrecut după anii 90 și aș spune chiar că și astăzi. Când s-au încercat, s-au implementat, nu să folosim cuvântul la modă, tot soiul de experimente, de variante. Oricât de cărcotaș, în fine, nu putem spune că lucrurile nu s-au schimbat în bine, adică trăim de 30 și ceva de ani sub semnul libertății, sigur, pe care o gestionăm în fel și chip. Dar fața învățământului superior s-a schimbat radical, incomparabil, stăm mai bine decât înainte, pentru că dedogmatizarea învățământului superior, de pildă, sau dedogmatizarea învățământului umanist, pentru că unii predăm în facultăți umaniste, a contribuit foarte mult la flexibilizarea pârghiilor, instituțiilor, dar și modului de a gândi, de a privi cumva lucrurile. Studenții de astăzi sunt puțin diferiți față de cei de ieri, dat fiind faptul că pot circula, pot citi în limbi străine, pot accesa biblioteci virtuale, au oportunități pe care noi nu le-am avut. De aceea cred că suntem martorii unor schimbări care nu o să se oprească mâine sau poimâine. Astăzi, deocamdată, învățământul este văzut doar ca o, știu eu, trecere de la copilărie către vârsta muncii, către piața muncii, către activitatea pe care apoi va ocupa întreg cuprinsul vieții. Și cred că e greșit pusă problema așa. Învățământul nu este școala, nu este doar un pasaj dintre copilărie și o maturitate mai târzie sau mai apropiată de vârsta unui om de 20 de ani, 22 de ani, ci este un scop în sine. O perioadă excepțională din viața tânărului în care el se formează și nu doar se pregătește pentru altceva, ce va urma. Unul din cele mai, să spunem, copleșitoare clișee și cele mai toxice clișee, credința că formarea teoretică este periculoasă. Este inutilă dacă nu periculoasă. Toată lumea crede că unui tânăr trebuie să se formeze abilități practice care să-l ajute pe el să obțină un loc, să spunem, într-o fabrică sau undeva în câmpul muncii. În fapt, învățământul performant serios care s-a păstrat în țările occidentale sau, mă rog, nu doar, în țările, să spunem, funcționale, se bazează foarte mult pe cultura teoretică, pe fundamentele culturale, pe fundamentele civilizației și pe fundamentele învățării. Reformele inițiate de Andrei Marga și Daniel Funeriu au încercat să primenească învățământul românesc și au determinat noi provocări, la fel ca și implementarea sistemului Bologna pentru învățământul universitar. O întrebare se impune totuși.
Progresează învățământul românesc în postmodernitate sau nu? Au fost niște propuneri, niște viziuni inițiale foarte bune, mai ales cât timp a fost ministru domnul Andrei Marga sau Miclea și alți câțiva. Din păcate, nu rezistau mult în acele ministere și toate proiectele astea pe care le deschideau, pentru că nu poți lucra doar pe bucățele, pe segmente închise. Învățământul trebuia regândit, reconceput, de la școala pregătitoare până la doctorat, dacă vreți. Ori nu era timp, când stăteai un an, doi, trei în fruntea unui minister, nu era timp să argumentezi și să pui în practică o viziune din aceasta de anvergură care încerca într-adevăr să aducă și să aclimateze în spațiul românesc tendințele și orientările generale din lume. O reformă în sine nu poate rezolva problemele învățământului, de fapt. Așa cum reforma Marga a fost și ea binevenită, pentru că, practic, ne-a rupt de într-o anumită măsură, de lumea sovietică, de tradiția sovietică, cât de cât, tot cazul, a reconfigurat un pic învățământul. Reforma Funeriu, care, din păcate, a fost în bună măsură coruptă, să zic așa, de dezbatere din Parlament, nu e chiar reforma originală pe care cred că și-a imaginat-o domnul Funeriu, a însemnat un moment important. Din păcate, ea n-a rezistat, după cum știm, încă după primul sau doilea an a fost în bună măsură pusă în discuție. Ceea ce s-a făcut până la urmă după Revoluție și până astăzi a fost și este mult mai haotic. E o metamorfoză în salturi și cu foarte multe sincope. Nici nu se mai știe exact de n-ar fi să luăm decât literatura română, spre exemplu. Unde mai e canonul? Ce trebuie înlocuit dintr-un canon pentru a îi atrage, pentru a-i putea interesa totuși pe tinerii din ziua de astăzi? Pentru că eu cred că există o fractură, nu doar o fractură generațională. Toți am trecut prin asta. Toți suntem cumva altfel decât generația precedentă. Cred că e o fractură civilizațională și atunci pe tinerii de astăzi, fie ei copii, adolescenți sau studenți, nu îi mai poți antrena și cuceri cu aceleași mijloace. Instrumentarul de seducție intelectuală trebuie să fie diferit, adaptat. Nu cu totul, să spunem, trecem în digital și în virtual absolut sau dăm deoparte, ștergem toate canoanele trecute, dăm pe jos cu toți marii scriitori sau intelectuali și inserăm doar Harry Potter și saga Amurg sau mai știu eu ce. În universități a intrat, iată, un virus în sensul bun, cred eu, cel al inteligenței artificiale, care uneori ne ajută, alteori probabil o să ne creeze dificultăți. Dar nu știu cum o să arate peste 50 de ani sau peste 100 de ani universitatea. Poate noi profesori o să fim înlocuiți cu roboți care vor învăța foarte bine anumite cursuri, anumite discipline și pe care le vor preda. N-aș spune că într-acolo ar trebui să mergem, pentru că nu cred că putem renunța la profesori. Până la urmă, factorul uman este decisiv și cei care vin la facultate vor să cunoască profesorul care predă o anumită disciplină, vor să întâlnească cu cineva anume și n-a dispărut această nostalgie, dacă vreți, a întâlnirii față în față cu magistru, cu cineva care are oarecare notorietate, o anumită autoritate, o anumită expertiză, cum se spune astăzi, într-un domeniu și pe care tinerii vor să-l cunoască. Sunt niște excelențe ale învățământului românesc de astăzi care pot fi invocate într-un dialog paneuropean, așa. Ne putem prezenta numai corigenți sau avem și atuuri? Avem atuuri indubitabile, în primul rând calitatea umană. Sunt cercetători foarte buni care se formează în România. Am studenți de excepție care
studiază în străinătate, fac doctorate în străinătate cu brio, cu mult succes. Unde suntem corigenți, cred, este la orientare. De exemplu, într-o universitate occidentală există proiecte mari, proiecte grandioase, traduceri, de exemplu, de texte în care se investește foarte mult, care nu au un impact imediat în domeniu, dar care pe termen lung dau nume unei universități, unui centru de cercetare. Asta ne lipsește nouă, curajul de a ne asuma anumite proiecte sau anumite direcții care să nu producă imediat vizibilitate învățământului sau cercetării noastre. Noi vrem să facem asemenea proiecte care să producă un efect imediat. Aici greșim. Formarea unui tânăr, cercetarea, se desfășoară pe perioade mai lungi de timp. Și imediat ce sunt duși în străinătate, studenții, absolvenții, vorbesc de domeniul meu, din filozofie, capătă liniștea sau așezarea pentru a se încadra în astfel de proiecte mari, în astfel de aventuri, să spunem, ale cercetării. Și fac o treabă excepțională. Cred că nu s-a găsit încă acel echilibru, acea pondere ideală între ce trebuie, ce se poate păstra din ce a fost și ce e bine să se păstreze și ce trebuie incorporat din ceea ce se întâmplă ca fenomen viu în ziua de astăzi, în care tinerii trăiesc. Sunt lucruri care, mă rog, aș spune că obstrucționează evoluția, de pildă birocratizarea excesivă, metodologizarea excesivă a actului didactic, care este absurd în învățământul preuniversitar și totalmente neproductivă în universități. Ce înseamnă asta? Abuzul de pedagogii, spre exemplu. În loc să aprofundeze o anumită disciplină, tânărul trebuie să învețe trucuri, item care să-l ajute să predea după anumite standarde, care de cele mai multe ori sunt artificiale. Te naști profesor sau nu ești profesor. Adică e o chestiune de vocație, cred eu. Ori să stai într-o facultate și în loc să studiezi, să zicem, filosofie contemporană, studiezi metodologia predării filosofiei în gimnaziu, din punctul meu de vedere e curată pierdere de vreme. Dar structurile astea funcționează și, din păcate, nu cred că fac bine. Multe dezechilibre s-au produs. Înainte era cumva coerent. Nu era bun, evident, întru totul. Erau limitări pe multiple planuri. Dar exista o coerență internă. Coerența asta cred că s-a pierdut în ultimii 30 de ani și cred că ne zbatem din greu să o regăsim într-o formă sau alta. Regăsim niște fragmente timp în care alții evoluează și trec pe lângă noi. Deci parcă mereu suntem cu un pas, 2, 10 în urmă și nu reușim să ne racordăm așa cum ne-am dorit. Buziv e acea structură generalizată la nivel european, Bologna, cu 3 ani licență, 2 master. Sunt niște discipline impuse. Trebuie să le faci. Tehnologia informației pe calculator. E o disciplină, mă rog, la care studenții ar trebui să învețe cum să folosească ordinatorul. E penibil câtă vreme un copil de 4 ani știe foarte bine astăzi să mănuiască și tableta și telefonul mobil și toată logistica informatică din bătătură, din casa personală. Ori exigențele dintre astea care vin de undeva, nu știm de unde, nu fac neapărat bine. Sistemul de Bologna nu e adaptat, nu e bun pentru sistemul românesc. Eu am fost un mare fan al sistemului Bologna, un mare admirator. Am susținut, pentru că el oferă un avantaj, să spunem așa,
permite studenților să călătorească. Sistemul Bologna funcționează în Occident pentru că acolo ei se concentrează mai mult pe master. Ori la noi programele masterale nu sunt funcționale. Sistemul Bologna a fost un șoc pentru învățământul nostru universitar, care așa cum era așezat, era gândit totuși într-o dimensiune încă o dată coerentă, care să poată incorpora anumite aspecte prevăzute, bineînțeles, prin programele, prin proiectele de învățământ inițiale. Sistemul Bologna a venit cu o racordare la lumea de azi, că vorbeam de fracturi civilizaționale. Totul pe repede înainte, totul e speed. Studenții nu mai au timp, nu mai au chef să stea mai mulți ani în universitate, să-și tocească coatele prin biblioteci, mai ales că multe au devenit virtuale între timp, vor imediat să intre pe piața muncii și sistemul acesta favorizează cumva accesul rapid la piața muncii, dar cu niște cunoștințe rudimentare și tot mai pragmatice, într-adevăr. Deci cunoașterea de fond rămâne foarte mult timp în urmă și nici măcar la nivel de doctorat nu mai pot spune că e o dezvoltare autentică. Sigur, nici ca pe vremuri, acum 50, 60, 70 de ani, doctoratul era sumumul vieții universitare. Munceai 30-40 de ani uneori până îți dădeai doctoratul și nu exista nimic după asta. Era un proces cumulativ categoric. Dar acum am trecut în extrema cealaltă. Ce doctorat serios poți face în 3 ani? Când ai nevoie de câțiva ani, bineînțeles, depinde de profilul fiecăruia și de conducătorii de doctorat și de domeniul de activitate, dar în mod normal ai nevoie de 3, 4, 5 ani de acumulări. Ai nevoie să te dumirești tu însuți cu ce vrei să faci și cum să te situezi în acea paradigmă, pentru că ți se cere totuși o viziune, dacă nu originală, măcar personală, într-o teză de doctorat. E aproape imposibil în ziua de azi. Noi nu mai avem voie să învățăm pe studenți didactica disciplinelor noastre, care e diferită de la caz la caz. Evident, nu predă la fel un profesor de matematică sau unul de franceză sau de geografie. Deci ei nu mai au nici exercițiul acesta al scrierii, nici îndemânarea, nici plăcerea de a căuta. Nu mai știu nici să facă un aparat de referințe critice, bibliografii, note de subsol. Deci trebuie luați aproape de la zero. Sigur, sunt excepții, au fost întotdeauna și vor fi. Dar pentru marea lor majoritate e aproape o tabula rasa, cea cu care vin din liceu și dintr-un galop dintre ăsta prin facultate, nemai vorbind de faptul că mulți dintre ei, chiar din perioada licenței, dar clar la masterat și la doctorat, lucrează. Se întrețin singuri sau în orice caz sunt îndemnați de familii sau de contextul general. Nu mai merge acum ca pe vremuri când făceai doctorat, stăteai câțiva ani în bibliotecă, cumva aveai o bursă sau te ajuta familia și studiai. Acum ei și lucrează. Să-și învețe, să-și acumuleze, să-și lucreze, să-și redacteze ceva valabil, frizează imposibilul. Ceea ce le spun studenților în anul întâi este că nu termin niciodată cu filozofia. Nu poți să spui că ai acoperit domeniul filozofiei. Îți trebuie câteva vieți ca să o faci. Sunt biblioteci imense, scrise, sunt nenumărate lucruri de gândit. Deci filozofia, cred, prin caracterul ei aventuros, scoate filozofia dintr-o logică foarte tehnică. Pe de altă parte, foarte mulți studenți vin cu frică la filozofie pentru că se gândesc, noi ce vom deveni în viață? Și cu oarecare teamă le spun, puteți deveni orice, pentru că vă luptați cu niște giganți, cu niște abisuri și apoi dacă învingeți cât de cât, dacă reușiți să înaintați în acest domeniu, înseamnă că sunteți niște eroi.